Noul cod fiscal și noul cod de procedură fiscală se află în prezent în dezbatere publică și au fost prezentate de curând de Ministerul Finanțelor. Potrivit reprezentantului ANAF Dâmbovița, noile documente prevăd reducerea TVA începând cu anul 2016. Vorbim de taxa pe valoare adăugată care va scade la 20% începând cu ianuarie 2016 și la 18% începând cu ianuarie 2018. De asemenea, va scade la 9% începând cu ianuarie 2016 pentru produsele din carne, pește și legume. Un alt indicator care va scădea de la 16% la 14% este impozitul pe profit și impozitul pe venitul global. Impozitul pe venitul salarii, dar și alte activități, așa cum îl cunoaștem. De asemenea, un alt indicator care va scădea este contribuția de asigurări sociale. De asemenea, executivul intenționează să diminueze nivelul accizelor la principalele produse energetice, motorină, benzină fără plumb și benzină cu plumb. În cazul micro-întreprinderilor, guvernul va introduce cote de impozitare diferențiate în funcție de numărul de salariați, iar impozitul pe construcțiile speciale va fi eliminat.